Investițiile imobiliare sunt considerate de mulți drept cele mai sigure plasamente pe care le poți face. Dacă sunteți tentat de această zonă, nu ratați ghidul expertului Casa Magazin, Daniel Tudor. În imobiliare, fii la locul potrivit înaintea momentului potrivit. Cel mai bun sfat pe care să-l iei cu tine atunci când faci investiții imobiliare. De ce? Pentru că cele mai importante lucruri în imobiliare sunt locul și momentul. În privința locului, lucrurile sunt clare. Trebuie să cumperi în zone în care există creștere mare de populație, adică oamenii care se mută în respectivele locuri, și o creștere a economiei. Oamenii și banii trebuie să circule, de aceea este recomandat să alegi proprietăți în zone de business, comerciale sau extrem de căutate, acolo unde există universități, parcuri și infrastructură rutieră prezentă sau viitoare. În ceea ce privește momentul în care să investești, sunt multe întrebări de genul, oare acum ar trebui, oare acum este momentul să fac un pas? De regulă, dacă spui astfel întrebări, înseamnă că atunci este momentul. Și cel mai important instrument prin care poți să îți stabilești acest moment este să te uiți pe ciclul imobiliar. Este lansat de către Fred Harrison în urmă cu ceva decade și reprezintă un studiu elaborat pe ultimii 300 de ani în privința ciclicității fenomenului imobiliar. Un ciclu imobiliar este aproximativ 18 ani. Astfel, în prezent, ne aflăm în perioada cu cea mai mare creștere a prețurilor, cu o durată estimativă de 5 ani. De aceea, soluția este să acționezi la locul potrivit înaintea momentului potrivit, iar pentru asta ai 3 metode. Prima metodă este să cumperi mai ieftin și să vinzi mai scump. Nimica complicat. În acest sens, noi promovăm 3 variante. Prima ar fi să cumperi proprietăți noi rezidențiale în fază de off-plan sau pre-sales, cum le-am anumit noi. Dezvoltatorii sunt motivați să vândă cu până la 30% mai ieftin în fazele de proiect. O altă variantă este să cumperi și să renovezi, iar mai apoi să vinzi mai scump. A treia metodă este achiziționarea de active neperformante din proprietatea băncilor sau a executorilor judecătorești pe care le poți vinde la un preț mai mare. A doua metodă principală de făcut bani în imobiliare este cumpără și închiriază. Din nou, nimic complicat, se practică și de secole se întâmplă lucrul ăsta. Foarte important este să cauți zone în care cererea este foarte mare. Cum spuneam și mai devreme, sunt parcuri, sunt universități, sunt zone comerciale și zone de business în care, în general, circulă mult oamenii și banii. Ca să-ți dai seama de randamentul zonelor în care vrei să investești, poți apela la o formulă simplă, chiria anuală împărțită la valoarea totală a investiției. Dacă acest raport este peste media zonei unde se află proprietatea ta, atunci investiția este bună. A treia metodă principală este cumpără și dezvoltă. Aici, evident, lucrurile se complică, ai nevoie de leadership, ai nevoie de o cunoaștere fină a pieței imobiliare și ai nevoie de consultanți de specialitate excelenți pe lângă tine ca să poți să iei deciziile corecte, comerciale, tehnice, constructive, financiare și așa mai departe. Peste 90% din milionarii planetei și-au sporit averea prin acest tip de investiții, așa că nu mai sta pe gânduri și investește. Ai acum 3 metode prin care poți face bani din imobiliare.